ziua și am revenit la Prof Online. Mă bucur așa cum l-ați auzit pe... Hai că am uitat, mă spun, pe Adi. Adi. Hai, doar. Vezi, Adi, vinovatești, s-a instalat o lună de zile și de aceea, uitați să-mi plâng. Deci Mirina, Adi și cu Vlad. Deocamdată trei copii de clasa a șasea. O să fim, am promisiuni de la voi că vor veni și un alt, alți 2, 3, 7, cât ori mai veni. Spațiu există, n-am arătat niciodată spațiul la, la cei care, pentru cei care vor veni. Este afară, acolo ați văzut, Fundația Prof Online, deci practic în clipa asta ne desfășurăm activitatea într-un mod cât se poate de corect și facem un lucru pe care nu am mai făcut nimeni vreodată în lume. Da? Pregătim tema pentru a doua zi, aici, cu Profor Online. Și nu mai pierdem timpul, ne apucăm de treabă. Haideți! Mirina, încep să-mi dictez. Sau da, este aici? Da. 19, pagina cealaltă. 19, prima problemă, da? Da. În laboratorul de informatică, dacă se așează câte doi elevi la un calculator, atunci la calculator rămâne un singur elev. Da? Iar ultimul calculator rămâne liber. Deci dacă punem câte doi elevi, așa, deci doi elevi, citim cu atenție, să ne reamintim cum procedăm pentru a face o problemă. Deci dacă se așează câte doi elevi la un calculator, atunci la un calculator rămâne un singur elev. Atunci, la un calculator, rămâne un singur elev. Da? 2, 2, 2, 2. Bun, și în sfârșit, se epuizează toți elevii, iar la un calculator rămâne un singur elev. Deci, puncte, puncte, un elev la un calculator. Așa. La un calculator rămâne un singur elev, iar ultimul calculator rămâne liber. Deci, la unul e un singur elev și, în sfârșit, încă unul liber. Din păcate, nu reușim să acoperim la toate calculatoarele câte doi elevi. Nu reușim să acoperim. Numărul elevilor sau numărul calculatoarelor e mai mare decât multiplul de 2. Nu? Câte 2, 2, 2. Dacă se așează câte 3 elevi la un calculator, dacă se așează câte 3 elevi, așa, la un calculator, atunci rămân 6 calculatoare libere. Rămân 6 calculatoare libere. Așa. Câte calculatoare sunt în laborator de informatică? Câți elevi sunt în laborator de informatică? Deci câte calculatoare și câți elevi sunt în laborator? Eu obișnuiesc să fac asta practic. Nu... Deci, calculatoarele, o să le desenăm așa, niște cerculețe. Nu știu câte calculatoare să pun. Pun și eu. Dacă pun câte 2 elevi, da? Câte 2, 4, 6, hai să pun 8. Mai multe calculatoare. Nici nu-mi dau, n-am de unde să știu la câte să mă opresc. Că tocmai asta era întrebarea. Pun câte 2 elevi. Da? Pun câte 2 elevi. Și zice, la ultimul calculator rămâne un singur elev, iar celălalt fără niciun elev. Bun. Dacă punem câte 3 elevi, vor rămâne 6 calculatoare. Dacă să pun câte 3 elevi, înseamnă că eu din elevii de aici. Da. Da? Toți elevii au fost distribuiți.
Deci, eu voi începe să pun că sunt pună de la calculatoarele ocupate câte treile, da? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Că îmi spune că să rămână 6 calculatoare libere. Deci să rămână 6 calculatoare libere. Așa spune, zice, după ce punem câte 3, rămân 6 calculatoare. Merg de la coadă. Unul era deja liber. Deci am doar de la cele 5. Și nu doar la toate câte 2. Ci doar la câte sunt câte 2? La 4 sunt câte 2. La 5 la 1. 4 ori 2, 8. Și cu 1, 9. Deci am luat 9 elevi. Cei 9 elevi, acum, îi adaug pe rând la câte un calculator. Pentru că să fac 3. Da. 2 sunt și mai pun pe al treilea. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nu-i nimic. 8, 9. Deci, până aici m-am dus. Dar acum știu că în clipa asta câte mi-au rămas goale? 3. Acum, cum văd noi, că nu am știut când să mă opresc. Șase. Dar am spus că 6 sunt. Așa că șterg și pun cele 6. 2, 4, 5, 6. Corect. Repet. Cum am procedat? Vlad, Miruna și cu Adi. Vreau să vă învăț să gândiți probleme la matematică. Asta face Profo Online. Deci nu propun să ofer rețete. Ci așa cum am... E la prima citire problema, nu? Acum am citit-o. Voi poate ați mai citit-o acasă, dar nu ați făcut nici voi chestia asta. Da. Și pentru voi la prima citire, că aveți voi grijă să fie la prima citire, da? Bine ar fi să mai citiți și voi și să aveți un punct de vedere, aici să începem o discuție frumoasă. Dar haideți pentru început să ne bucurăm de ce înseamnă prima citire. Așa cum se bucură Prof Online acum. Deci, asta așa. Cum să mă fac eu bine înțeles de voi? Cum să mă fac cel mai bine înțeles de voi și de toți cei care ne-au privit la lecții. Și atunci pe loc am zis, am hotărât. Am să fac prin cerculețe, am să surprind calculatoarele. Nu știam câte să pun. Deci nu știam câte să pun. Și am pus și eu așa cât am crezut, până când... Ați văzut că n-au fost suficiente. Am mai trebuit să completez. Dar le-am pus câte două. La ultimul am spus că nu-i pun nimic, că rămâne liber. La penultimul, iarăși, cu un singur elev, că așa a spus problema. Și acum a urmat etapa a doua. Dacă punem câte 3, rămân 6 libere. Și atunci, dacă rămân 6 din câte desenase mie eu, însemna că, de fapt, iau un calculator este deja liber, era deja liber. Hai să facem secvența acum, după ce am făcut mișcarea aceea, să facem secvența corectă. Acolo a fost făcută... Adi, ai simțit că noi am dat peste numărul calculatorilor? Mm. Deci în momentul de față am dat peste numărul calculatorilor. Și a elevilor. Și a elevilor, sigur, tot problema e rezolvată. Dar acum procedez încă o dată, ca exact în situația în care am pornit, să vedeți că totul este perfect acum. Așa că... Dacă punem câte 2, câte 2, 2, 2 elevi, spune problema că... Dacă punem câte 2 elevi, unul rămâne liber și penultimul singur elev. Așa zice problema, nu? Așa zice problema. Ei bine, dacă punem câte 3,
Ne rămân 6 libere. Ia uitați-vă la tablă. Da? Dacă punem că 3, rămân 6 libere. Deci, ăsta n-am treabă, că e liber și într-un caz și în celălaltul. Și acum, cele 5 trebuie să le fac libere. 2, 4 și 1, 5. 4 ori 2, 8 leg și 1, 9. Ei, deci, deodată eu aflu câte calculatoare sunt în spate. Cei 9 elevi care îi pun câte 3, îmi indică 9 calculatoare. 9 și cu 6 libere, așa trebuia să gândesc abstract. Deci abstract, adică fără să mă fac desenul, trebuia să spun așa, băi copii, știți cum vine? În momentul în care luăm și punem câte 3, îi luăm din coadă, să zic. Ultimul care e deja liber, n-avem treabă, mai avem 5 de eliberat, un singur elev la penultimul, deci la cele 4, 4 ori 2, 8 și 1, 9. Cei 9 elevi îi voi distribui la fiecare calculator, iar asta îmi spune că 9 calculatoare vor fi ocupate cu câte 3. Și cu 6, 9 și cu 6, 15. Da? Și elevi câți? 15 calculatoare și elevi. Câți ani? Câți Miruna? 13 ori 2 plus 1. 13 ori 2 plus 1, tot atât de bine este. Sau? Sau 9 ori 3, mă. Sau 9 ori 3. 6 rămân libere. 9 acelea de aici din față, ori 3, 27, nu? Da. Deci problema era făcută abstract. Și voi vă uitați la mine foarte surprinși. Cum de-a rămas așa? Dar în clipa în care v-am făcut chestia asta, vizual, lucrurile s-au limpezit. Da? Și acum, pe cei 6, pe cei 9 îi luăm de aici. Da? Să-i luăm de aici. Să eliberăm calculatoarele. Așa. Sunt 9 și îi vom pune aici în față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și iată că 9 calculatoare sunt datorită faptului că am luat pe acești elevi și am completat câte 3 la fiecare. Deci fiecare elev mi-a numărat calculatoarele. Fiecare elev mi-a numărat calculatoarele în față pline cu câte 3. Da? Și 3 ori 9, 27. Deci numărul elevilor 27. Numărul calculatoarele este 9 și cu 9 și cu 6 goale. Așa, 5. Da? 5. E foarte important. Deci problema s-a jucat foarte frumos, foarte, foarte elegant. Vezi? Parcă simți așa că trăiești problema, ai participat, ești în mergul. Ce frumoasă este, ce interesant este matematica dacă începi să înțelegi mecanismul. Că fiecare afirmație a autorului are un anumit sens. Noi trebuie să exploatăm în intimitate fiecare cuvânt acolo. Da? Așadar, să mai recapitulăm încă o dată. Miruna, ți-a plăcut? Spune încă o dată în acel moment tu. Am desenat calculatoarele, după care prima dată am pus câte 2 elevi la un calculator și... Am știut din câte calculatoare se pun? Nu. Am pus la întâmplare. Da. Dacă eu eram un pic mai atent, puteam să încep raționamentul mai exact, mai să pun aproape numărul calculatorilor direct, cred că da. Dar eu, atâta vreme cât am vrut să vă arăt cum mă aflu și eu la prima citire, am plecat în haina voastră, pur și simplu, nu m-am dus repede să fac problema, și am zis, băi, trebuie să fiu în bancă. Și cu ei deodată să începem să elaborăm raționamentul. Desenăm un număr de calculatoare prin cercul ăsta. Nu știu câte. Puteam să zic 7, 8, 3, 4. Dar zic, hai, faptul că zic că rămân 6 libere, minim 6 alea libere trebuie să le am. Da? Și nu câteva în față. Și câteva în față care se pun câte 3. Da, întrebarea mea de ce am putut să spunem și mai multe. Da. Unde? În față? Da. Păi, hai să gândim că întrebarea ta e pusă și să vedem răspunsul. De ce numai 9 au fost foarte importante?
Păi câți elevi am luat eu de aici? Câți elevi am luat? 9. 9 elevi. De la 4 calculatoare câte 2, Miruna, și de la 1 un singur elev. Deci 9 calculatoare, 9 elevi. Acești 9 elevi au început să fie adăugați fiecare câte unul lângă cei 2, ca să fac 3. Atunci câte calculatoare voi ocupa cu cei 9 elevi? Câte calculatoare? Cei 9 elevi, dar câte calculatoare pui, dacă mai pui câte unul la fiecare? Câte un elev la fiecare? 9. Păi asta este secretul. Da, deci asta e șmecheria. De unde mai multe? Cei 9 elevi, da, cei 9 elevi, îi distribui câte la câte unul la fiecare calculatoare. Deja 2 sunt acolo. Deci la cei 2 n-am. Și cât îți spuneam? Câte 3? Păi mai trebuie încă unul la 2. De acord? Da. Și tu, din cei 9, te-am pus aici. Mi-am rămas 8 elevi. Tu treci aici. Mi-am rămas 7. Și așa mai departe. Deci câte ocup câte, cu cei 9 elevi, câte sunt calculatoare pe care le încarc cu 3 elevi la fiecare calculator? 9 calculatoare. Ai înțeles? Da. Deci asta e șmecheria. Aș vrea să văd zâmbetul tău pe față, din interior. Adică ce înseamnă? Că ai înțeles efectiv că profesorul din mine este foarte tare atent ca să ajungă la tine. Că tu ai pus întrebarea. Dar eu mai iau încă o dată raționamentul ca să mă asigur că este corect. Atenție! Miruna a făcut un serviciu formidabil de important pentru foarte mulți. Și pentru voi, dar și pentru foarte mulți cei care ne vor privi. De ce? Pentru că de regulă în bancă, când elevul stă acolo, stă în pauză. Adică el participă la oră, fizic, dar nu cu intelectul, nu cu mintea acolo. De cele mai multe ori, sau în majoritatea cazurilor, foarte puțin sunt cei care sunt participanți efectiv. Iar punerea întrebării de către tine înseamnă că chiar vrei acum să înțelegi complet raționamentul. Da? Deci, ține minte să îndrăznești de fiecare dată. Și să pui întrebarea. De ce așa? Cum e acolo? Pentru că la tine nu s-au legat lucrurile și atunci eu trebuie să fac efortul să le leg și mai bine. Vlade, poți să reiei raționamentul? Am pus un număr de calculatoare. Nu știm exact cât. Bun. Am pus la fiecare calculator 2 elevi. Perfect. La penultimul am pus 1 și în ultimul a fost liber. Corect. După care am luat de la ultimele 6 calculatoare, am luat elevi și i-am împărțit la celelalte calculatoare a câte 2 elevi. Care avea fiecare câte 2 elevi. Da. Și? 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 Și acum începe raționamentul foarte important. Nu ridicam mâna. Știi? Chiar să-l ajutăm pe colegul tău ca să poată... Este o presiune psihologică foarte urâtă când el tocmai stă strădă și tu ei băgat, l-ai scos din priză. Da? Încercați să fieți o chestie de disciplină, să vedeți cât de frumos vă simțiți, colegia. Câte elevi ați luat de la cele 6 calculatoare? Așa. 9 elevi. Și acum? Am adăugat la celelalte calculatoare. Așa. Cum erau 2, începi să vorbești cu limbajul tău și cum erau deja 2 distribuiți. Da, câte 1. Câte 1 la fiecare calculator. Deci, cei 9 elevi... La 9? 9 calculatoare. Asta, cei 9 elevi mi-indică 9 calculatoare care sunt acum ocupate cu câți? Câte? 3 elevi. Asta e esențial. Deci cei 9 elevi mitică cele 9 calculatoare de câte 3. Da? Cele 9. Așa. Și 3 ori 9 acum 27. Deci știu elevii, așa vreau să deci până la capăt. Iar cât privește numărul calculatoare, sunt cele 9 cu câte 3, la care am cele 6 libere, 9 și cu 6 fac 15. Adi, vorbește și tu. Am notat calculatoarele cu cerculețe. Nu știm câte. Și după aia am făcut copii la
câte un calculator, câte doi copii. Și la un calculator a rămas câte un copil și la unul niciunul. După care am mai adăugat încă doi copii la două calculatoare și... Nu, stai sigur. Nu, spune-mi atât. Dom'le, am completat. Da. Ultimul gol, fără nici așa și pe ultimul cu singur elev. În partea a doua problema spune așa, zi. Trei elevi la fiecare câte calculator și rămân șase goale. Foarte important acum, fiindcă rămân șase libere. Și din alea ele cum au fost ocupate cele șase? Cu câte doi elevi. Nu toate. Nu toate, unul a rămas cu un singur elev. Unul era cu sigur și unul era liber. Da. Și atunci câte erau cu câte doi elevi? Din cele șase. Câte doi, patru erau. Cu câte doi, patru. Ăsta avea un singur elev. Da? Și ăsta era liber. Da? Deci patru sunt cele care le luăm elevii ca să rămân șase. Patru ori doi, opt. Și cu unul la al cincilea, nouă. Și în total șase s-au eliberat. Da? Cele șase s-au eliberat. Iar cei nouă elevi, ce facem acum? Îi ducem în partea unde sunt numai câte doi elevi. Și? Aflăm. Și aflăm numărul și de distribuim câte un elev la fiecare. Pe care calculator și vedem câte calculatoare și sunt și câți elevi sunt. Cât? Adică 9 ori 6. Adică 9 ori? Ori, așa, 9 ori 3. 9 ori 3. Da. 9 ori 3, 27. 9 calculatoare. Și 27 de elevi. Și 9 câte 3. Cu câte 3. 9 calculatoare cu câte 3. 27 de ele, dar total calculatoare câte sunt? 15. Mă, asta. Asta mai trebuia să merg. Deci raționamentul dus până la capăt înseamnă așa. Povestea începută. Am făcut un număr de. Am distribuit până la un loc. Acum, momentul culminant al problemei, cel mai important, este de atunci, de când îmi spune șase rămân libere. Și atunci eu aici văd șase libere, unul era deja, deci la cinci mă adresez ca să fac șase libere. Unul este cu un singur elev, 4, 2, 8 și cu unul 9. Deci 9 elevi iau și acești 9 îi duc la cei doi, câte doi care erau, fac câte 3. Numărul de elevi, fiindcă distribui câte unul, îmi indică numărul de calculatoare cu câte 3. Aflu astfel și numărul de total de elevi, 3927, și total calculatoare 9 câte 3 și cu 6 libere, 15. Măi, am înțeles eu, mă, problema ta. Nu se poate să nu înțeleagă, nu fi înțeles. Miruna, acum e clară? Da. Hai să vă spun o poveste. La o facultate, nu la o facultate, la facultate la un moment dat, profesorul vine, s-a făcut lucruri, dă-i table după table, studenții stau în bancă, nebuniți. Azi așa, mâine așa, profesorul își vede de treabă, zeci de table umplute, ei speriați. Întâlnire cu decanul. Decanul va fi directorul școlii. Și decanul îi întreabă pe studenți, cum vă simțiți, sunteți în primul an, decan merge la toate celelalte, ne descurcăm, dar la cursul lui profesorul Cotale, nimic nu se înțelege. Vine, se apucă, lucrează, povestește la tablă acolo și scrie zeci de table și nimic nu se înțelege. Se întâlnește cu profesorul și spune, uite, mai, la cursul tău e o problemă. Nu înțeleg studenții. Supărat, vine a doua zi profesor și spune, dragilor, am înțeles că ați făcut o sesizare la domnul decan, că voi nu înțelegeți ceea ce spune aici. Păi, haideți să le luăm cursul de ieri, bunoare. Și începe el și explică acolo și nu știu ce și nu știu cum. Îi întreabă la sfârșit, ați înțeles? Nu. Iar și încă o dată și explică și, ați înțeles? Nu. Încă o dată, și explică mai furios de data asta, așa cum se întâmplă,
de regulă când profesorul este deranjat, ridică tonul și... ați înțeles acum? Acum ați înțeles? Nu. Păi cum, domnule? Cum? Nu se poate. Nu se poate. Am înțeles și eu, dar voi cum de l-ați înțeles? Deci, el practic explica ceva pe care... Dar pentru el însăși. Nu, nici el nu înțelegea ce spunea. Există forme de acestea, de prezentare a lucrurilor, atât de mecanic, încât și profesor la rândul lui, și lucrurile... Păi profesor. Poftim? Eu nu înțeleg. Domnul profesor, înțelegea vostru, voi nu înțelegeți, dar aici am chestia asta a spus, da, istoria, da, asta da, e super bani. Da, am înțeles. Asta vreau să spună, să finalizez acum lecția. Ei, cum măi, da, am înțeles eu și eu, mă, cum voi de n-ați putut-o înțelege, nu? Bă, am făcut o paranteză pentru a vă atenționa că profesorii, cei care depun mult suflet, încearcă, și nu e joacă, a explica o lecție, a explica o problemă, ține de un dat. Eu zic că e darul lui Dumnezeu. Cum unii au voce și cântă atât de frumos încât te oprești din mers, te oprești dacă așa și vrei să-l asculți, uiți de toate, așa și cu profesorii, cei care au darul Dumnezeu, au harul acesta, știința asta de a explica, n-ai cum să nu înțelegi. Chiar, așa cum spun cei care accesează filmele mele, spun așa, zice, matematica făcută cu prof online este dulce ca mierea. Pentru că, probabil că mă strădui, așa cum am făcut-o aici, mă strădui de fiecare dată să mă fac înțeles. Da? Aș vrea să participați, să puneți întrebări, nu mă deranjează. Dar ce superb este ca acasă când ajungeți, cei care, mă rog, n-au șansa să aibă pe prof online în direct și dau și vor să facă problema asta, porțiunea cei care n-au înțeles-o, îl pune pe prof online să repete de 7 ori, de 8 ori, până când el nu ridică tonul. Calculatorul nu ridică tonul, nu? Deci aveți șansa asta superbă. Așa, dragilor, să căiți calculatorul când ați dat peste prof online, până când înțelegeți bucata aceea care v-a scăpat. Și mă, ce redactăm? Asta să vedem. Ce redactăm? Ce redactăm? Întrebarea asta? Domnul profesor, noi nu putem să ne ducem cu desenul ăsta la școală. Știu. Noi am înțeles. Cum redactăm? Nu știam cum să și redactăm. Așa, așa. Deci trebuie să și redactăm. Și desen. Așa. Desenul ăsta ne-a ajutat să ne formulăm raționamentul, da? Și să înțelegem foarte bine. Să înțelegem bine cum anume trebuie să urmeze. Aș vrea să plece de la voi. Ce scriem în redactare? Cam ce ar trebui? Iruna, te rog. Aș spune că elevii să ne uităm cu o cifră și calculatoarele cu o cifră. Cu o necunoscută, da? Da. Deci notăm cu X. Cam cum ar fi. Hai să zicem, notăm. Scrie. Cu X numărul elevilor. Și notăm cu Y numărul calculatoarelor. Bun. Și acum putem să spunem că Y egal cu 2 în primul desen, spunem că Y egal cu 2. 2G. Dar nu putem să facem direct nouă calculatoare sau nouă Y, că dacă am făcut deja desenul... Stai, că tu te vezi de o chestie frumoasă. Vreau să insist, cred că acolo e momentul important. Zi repede. Deci dacă facem nouă Y, plus încă câți elevi sunt, adică plus... Dar nu nouă Y, nu-i bine nouă Y. 9 ori Y. Păi 9 ori Y? Hai să vedem din 9 ori câte calculatoare sunt, nu-i bine. Că de 9 ori, ori Y, când Y e numărul de calculatoare, Y, pur și simplu. Y egal cu 3. De ce e 3? Prin Y am zis numărul calculatoare. Da, și la un calculator, centura de semn, 3 elevi.
La un calculator sunt 3 repede, de acord. Că noi atunci putem spune că y egal cu 3x? Y egal cu 3? X. Y egal cu 3, x, adică 9, sau 15 ar veni, nu? Da. După ce știm noi 15, să fie egal cu 3 ori x ori 27? Da. Ce, dar ce relația asta? 3 ori 27, 50, cât 60, 80? Nu văd relația, care e legătura? Nu. Trebuie să scriem acele relații ca să care să reprezinte rezolvarea. Dacă facem x plus y egal cu cât? Adică numărul elevilor la un calculator egal cu cât? Păi numărul, am notat cu x numărul de elevi. Adică acum după ce știm problema, prin x înțelegem 27. Da? Prin x înțelegem 27. Prin y înțelegem 15. Dar cum ajungem să redactăm aceste lucruri încât să apară în final că x egal cu atât? Sau la fiecare calculator să zicem că sunt câte 2 elevi și dacă mai luăm 2 de acolo ca să le ducem în partea cealaltă, rămâne 6 calculatoare și partea cealaltă 3 elevi. Da, aici cum scriu relațiile astea pe mine mă interesează. Din un desen în care un calculator, la un calculator erau 2 copii, putem să avem 2 calculatoare la fiecare copil, adică 9 ori 2. Nu 2 calculatoare, adică avem 9 calculatoare. Și la care se află câte 2 ele. Da, adică 9 ori 2, 18, plus... Dar de unde știm 9? De unde știm că 9 ăsta? Băi, dacă suntem acum învățați cât de senă că am învățat. Dar suntem în faza în care am făcut raționamentul. Dar atenție! Parcurgem pașii pe care i-am făcut în raționament, numai că trebuie să redactăm ca să înțeleagă și cineva care se uită cum am gândit. Că noi povestea am spus-o. Da? Povestea am spus-o. Dar acum cum materializăm asta în relații? Păi. Cred că așa. 2x egal cu y. 2x de 2 ori ori x. Dar x înseamnă numărul de elevi. Numărul de elevi înseamnă cât acolo? 50 și 27. Și de 2 ori cât e 57, ce să spunem? Da, la 30 minus 3 fac 27. Și dacă scădem pe 3 de la... 30 minus 3... 27. Și de unde 30 ăsta din cine să scădem? Da. Păi din 3 care au rămas. În afară de... Din 3 care au rămas unde, ce? Adică... Ne-am acoperit și au rămas 6 când am pus câte 3. Da, mă refer la primul desen. Cu 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 și 1. Și aia 2 și 1 se scădem. De unde se scădem? Nu, nu este. Dar de ce 30 și scădem 3-ul? Nu legi bine lucrurile. Vă depărtați de problema. Deci aveți totul rezolvat, totul e gândit, Vlade. Hai să încercăm împreună. Uite, Miruna, Ade a încercat câte ceva, dar nu în baza unui raționament. Sunt aruncate ca din praștii niște relații, fără să reprezinte modul în care ne gândim noi. Deci, pur și simplu, noi trebuie să ne legăm de ceea ce am discutat. Y plus 1 egal cu... 2 ori Y. Când zici 2 ori Y, de 2 ori numărul de calculatoare... X ori 2. De 2 ori X-ul, adică X-ul... La fiecare calculator. Păi da, de 2 ori la fiecare calculator. Dacă vrei, de 2 ori ori Y. Că prin Y am notat calculatoarele și de 2 ori câte calculatoare ca să te gândești la elevi. Deci, de 2 ori Y-ul plus 1.
Dar nu toate, toate cele Y calculatoare sunt ocupate. Păi da, dar să zic... Plus... Câte sunt ocupate? De 2 ori Y minus 2. Că 2 nu sunt ocupate cu câte 2. Deci de 2 ori, de 2 ori, Y minus 2. Deci de 2 ori, câte 2 la fiecare calculator. Deci notăm cu Y, dacă prin Y am înțeles noi numărul de calculatoare, câte sunt ocupate cu câte 2 elevi? Y minus 2. Da? Y minus 2. Ori 2 plus 1 plus un elev, da, care e la penultimul calculator. Deci de 2 ori Y minus 2. De ce Y minus 2, Vlad? Câte am zis? Câte am zis? Ce am notat noi prin Y? Numărul de calculatoare. Da. Am la toate calculatoarele câte 2? Nu. Nu. Câte sunt ocupate cu câte 2? Nu. Câte calculatoare sunt ocupate? Nu știu. Păi, fiindcă am notat cu Y, Y minus 2. Da, Y minus 2. Da. Și mai bine plus 1 pentru că... La ultimul calculator la noastră câte un... Ce? Din calculul ăsta ce mi indică? Cu cine este egal toată chestia asta? De 2 ori câte Y minus 2 cu plus X? Egal cu X. Adică cu 27. Nu, cu X, că nu știm noi. Egal cu X, numărul de elevi. Deci acum, de câte 2 copii la Y minus 2 calculatoare, că doar Y minus 2 sunt ocupate cu câte 2, plus ultimul, plus un elev de la penultimul calculator, îmi indică toți elevii. Acum, de 3 ori, câte... Cât copii? Y minus 3? Minus 6. Asta. Da? Y minus 6 pentru că... 6 sunt goale. Exact. 6 sunt goale, măi. De 3 ori, cele Y minus 6 calculatoare, îmi dă tot X. E corect? Da. Da. Și acum o să avem că 2Y minus 4 plus 1 egal cu 3Y minus... Deci din cele două, fiindcă X e și una și X și cealaltă, am acum 2Y minus 4 plus 1, plus 1 egal cu 3Y minus 18 egal cu 3Y minus 18. 3Y minus 18. Echivalent. Hai să lucrăm relația asta. Putem să scădem 5 în amplitate. Deci vine 2Y minus 3. Dar nu se poate. De ce? 1 și cu minus 4? A, voi nu știți asta. Nu. Eu știu, dar... Nu. Facem așa. Aducem în partea cealaltă cu plus, nu? Scădem din ambii membri 2Y și din stânga și din dreapta. Deci scădem 2Y din egalitatea asta. Adică 2Y minus 2Y cât face? 2Y 0. Deci rămâne 0 minus 4 plus 1 este egal cu... Cu cât? Y minus 2Y. Da. Y. 3Y minus 2Y. Fac Y, ca aici e ușor, da, de văzut, nu? Da. Dar să scrim. 3Y minus 2Y. Așa. Și minus 18. Uh-huh. Echivalent cu? Păi, am să scrie egalitatea din partea asta, din membru drept spre membru stâng. Hai să facem 5 egal cu... Care 5? Nu. Lăsăm așa. Minus 4 plus 1. 5 egal cu... Nu-i 5. V-am arătat eu cu numerele întregi atunci, dar vreau să spunem 0. Lăsăm din partea cealaltă. 3Y minus 2Y. 3Y minus 2Y face Y. Y egal cu? Y minus 18. Da, lăsăm așa tot membrul ăsta. Bine. Y minus 18 egal cu minus 4 plus 1. De acord? Da. Adunăm în ambii membri 1,18
și în stânga și în dreapta adunăm pe 18. Și atunci ce devine? Y plus 18 minus 18. Păi l-am adunat cu 18 și stânga și dreapta. 18 minus 18 este egal cu 18 minus 4 plus 1. Ați înțeles, nu? Da? Deci, și vine cât? Y egal, că aici fac 0. Cu 15. 18 minus 4, 14. Deci, și cu 1, 15. Cine e Y? Y este numărul calculatoare. Atâta calculatoare n-aș vrea să... Bă, ce bine l-a pus domnul profesor, da, în emoție. Da. Deci Y egal cu 15. Și acum, ca să aflăm pe X, ne ducem într-una din relație din la... Noi putem să luăm pe prima, că e mai ușoară. Ori pe prima, ori pe doar, n-are importanță. Hai să spunem. 2 ori... Ori Y, ori 15 minus 2... Da. Plus 1. Plus 1 egal cu X, da? Sau X egal cu... 30 minus 4 plus 1. 30, 15 minus 2 face... Deci, 28 plus 28. 29. Deci face... 3, 15 minus 2 fac 13, ori 2. 26. Plus 1, 27. Terminat problema. Sunt 27 de ele. Da, uite ce tare, dar n-aș trebui să o puneți în ecuație. Da. Acolo nu mai știu să îți dau seama, pe 2 ori Y minus 2, că sunt de acolo, de la alea, două calculatoare. Două calculatoare care sunt libere. Da. Și plus 1, ăla care are un singur elev. Egal cu numărul de elevi. Pe de altă parte, de 3 ori Y minus 6, da? De 3 ori Y minus 6, că 6 libere, ălea libere nu au elevi. Deci scădem pe 6 și de 3 ori egal cu X. Și acum este același, de acum calcul. Aici am avut dificultăți. De ce motiv? Că nu avem lucruri cu numere negative, un Z. Da, dar, de exemplu, dacă nu-l puneam pe 0, ne dădea greșit rezultatul. Dacă nu punem 0 minus 4 plus 1, dacă punem numai 4 plus 1 egal cu Y minus 4. Dar nu avem voie să punem 4 minus 1, că e minus 4. Da, dar trebuie să păstrăm semnul. Semnul păstrăm, eu așa zic, copiem pur și simplu. Adică vrem 4 plus 1 egal cu Y. Dar n-am voie să... Dar 4 ăsta nu e 4, e datorie. E minus 4, ăla care vă explicam eu cu datorie, cu nu știu ce. Dar noi așa puneam, trebuie să fie așa. Nu există așa ceva, mama, minus 4. 0 0 că mi-a dat 2y minus 2 fac 0 și ce era acolo? Minus 4 plus 1. Așa cum sunt ele. Ăsta e 1 cu plus, iar 4 ăsta e cu minus. Aici s-ar putea scrie 1 minus 4 dacă îi schimbăm ca ordine. Adică plus 1 minus 4. Îi schimbăm comutativ, dar cu tot cu semnul său. Și 1 minus 4 tot greu. N-am cum să răspunzi. Și atunci am lăsat așa, pur și simplu am lăsat așa și îndată și din coace văd tot așa minus 18, nu? Y minus 8. Și am zis egalitatea din partea cealaltă, Y minus 18 egal cu minus 4 plus 1. Deci preluăm cu semnele lor. Foarte important. Păi dacă nu iese. Dacă greșeam, nu este nicio greșeală. Este chestia aceea care spune să duci într-un membru celălalt cu sens schimbat. Sens schimbat, da, dar i-aș zice că dacă profesorul nu trebuia să sancționeze pentru că ei nu știu minus 4 plus 1, n-au învățat. Nu, puteți să adun? Păi adunăm pe 18. Membri, cum ți-a zis domnul profesor. Adunăm pe 18 și n-am membru și am ieșit din încurcătură. Exact. Găsești o soluție să ieși? Ce-i învățat? Deci nu înseamnă că asta nu știu și dacă profesorul așa v-a oprit aici e greșeală, nu? Păi aveți libertatea asta. Să adunăm pe 18 în ambii membri. Da? Asta că am vrut noi să redactăm și sub formă de relații. Fac acest lucru tot timpul. Merg pe mâna voastră.
Da? A zis, voi să notăm pe X numărul elevilor, pe Y numărul calculatoarelor, și atunci m-am prins în hora asta, să zicem, pe raționamentul vostru. Altfel, eu aș fi spus, într-un fel, o redactare și în cuvinte. Adică, aș fi zis așa, 6 calculatoare libere, acoladă, unul era liber, rămâne deja cele 5, rămân cele 5, încă un elev de acolo, 4 sunt ocupate de câte 2, aș fac distribuția așa. 6 calculatoare. Da? 6 calculatoare. Care trebuie să fie libere. Libere. Da? 6 calculatoare care trebuie să fie libere. Și atunci, aș fi zis, 1 liber. Da? 1 liber. Încă unul cu un elev. Da. 4 cu 2 elevi. Ca să le fac libere, câți elevi trebuie să le trag din cele 6 calculatoare ca să le fac libere? 4 ori 2, 8 și 1, 9. Retragem 9 elevi. Da? Elevi. Retragem 9 elevi. Asta ar fi încercat eu la un nivel, să spunem... Superior. Nu superior. La un nivel mai accesibil decât relațiile. Deci retragem 9 elevi. Și acum ce fac cu cei 2 9 elevi? Calculatoarele cu 2 elevi. Așa. Adăugăm câte un elev din aceștia, câte un elev la fiecare calculator, și cei 9 elevi îmi indică 9 calculatoare, da? Deci, aș spune în continuare, distribuim cei 9 elevi, câte unul la 9 calculatoare. Calculatoare la 9 calculatoare pentru a completa câte 3 elevi. Da? Da. Deci distribuim cei 9 elevi, câte 1 la 9 calculatoare pentru a completa, scrieți voi, da? Da. Pentru a completa câte 3 elevi. Câte 3 elevi la fiecare calculator. Rezultă că avem 9 calculatoare a câte 3 elevi, deci numărul elevilor este egal cu 3 ori 9, 27. Iar numărul calculatoarelor este egal cu 9 plus la 6 goale. Sigur că 9 plus 6 15. Asta a fost redactarea mai aritmetică. Da. Adică nu algebrică. Aici a fost un pic abstract. Da? Da. Dar eu am spus la voastră că voi așa ați propus. Însă redactarea la nivelul clasei a 6-a, asta este mai aritmetic, mai la nivelul posibilităților voastre de manevră. Că aici se intră în momente mai grele, calcul algebric. Și calcul algebric, astea cu numere negative, pe voi vă dat peste cap. Eu v-am oferit și posibilitatea să-l fi putut duce la capăt cu ideea. Adunăm un anumit membri, scădem un anumit membri, aceeași cantitate, nu se schimbă rezultatul, da? Da. Ei, asta a fost raționamentul. Ia să vedem dacă s-au dus 50 de minute. Da, imediat.
dacă s-au dus 50 de minute exact așa cu problema asta. Că facem lecțiile de câte 50-50. Așa că aici o să oprim.